ochilor tăi? Roșu. Cocoșii mei roșii! Și ce? Cocoșii mei roșii! Vino, te rog frumos puțin cu mine ca să-ți arăt cocoșii mei roșii de astăzi. Care de fapt sunt niște puișori de cocoși. De ce? Pentru că ei sunt elevi în clasa a treia. În clasa a treia la liceul Jean Monnet din București. Vino să-i vezi. Uite-i ce frumoși sunt! Și ei sunt veniți aici în platou cu doamna învățătoare Monica Bălăreanu. Câștigăm astăzi! Vezi, albastru? Așa, total, 100% albastru. Da, păi ți-am zis eu, acolo sunt cocoșii mei albaștri de la școala, nu, general numărul 100. Uite, aici suntem, peste gard. Suntem peste gard aici, de Palatul Național al Copiilor și suntem din clasa a treia, A, B, C. D, E, F, G, nu, numai A, B, C, da? Și am venit aici cu doamnele învățătoare, Cristea, Ristea, Stea, și Panait. Ai înțeles? Am înțeles. Așa că noi o să câștigăm. Mai vedem. Demonstrăm. Uite, fii atent să demonstrăm. 1, 2, 3 și... Vrei să fac și o demonstrație? Ia fii atent, vino încoace. Băi, vino încoace, vino încoace după mine să vezi demonstrație. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Atunci înseamnă că echipa respectivă a câștigat 5 puncte! Să dăm semnalul să vină doamnele învățătoare acolo. Doamnele învățătoare, ia să vedem. Și cei trei copii. De la Cocoșii Roșii vine doamna învățătoare Monica Bălăreanu. Și de la Cocoșii Albaștri vine doamna învățătoare Mariana Panait. Să rămână doamne. De la Cocoșii Roșii vin trei copilași. Trei cocoși. Care se numesc? Sonia, Alina, Ondin. Oh, Sonia, Alina și Ondin, trei nume de îngerași frumoși care vor împacheta cadou pentru doamna învățătoare. Și primul cocoș albastru, Badea Cornelia, da? Da. Bun, al doilea. Ion Claudia. Da. Claudia, și aici. Tania Cincașciuc. Tania și Tania. N-ai înțeles? N-ai înțeles, foarte bine. Bine. Okay. Ce facem acum? Acum eu vă dau semnalul, voi știți ce trebuie să faceți, da? Și voi, echipa, echipele. Încurajăm cocoșii. Atențiune, semnal, da? Atenție, ha, 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 ciu! Jean Monnet, Jean Monnet! Thank you.
la acest concurs. Echipa cocoșilor roșii a primit 5 puncte. Albaștri! 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 Albaștri a primit 5 puncte! Ura! Puncte? Mai bine, lasă! Nu. Uite că a venit Adela Popescu! A, ea și e din comuna Șușani, din comuna... Hai să te pup! E din comuna Șușani, nu e nimic mai călcat pe județul Râmnicu-Vâlcea și știe să cânte foarte frumos! Despre ce? Cum zice? Să cânti, zâmbește și poți fi mai bun! Ce e atât de greu? Nu? Da, și o să întreacă adică supărarea. Da, da, să fii sigură.
Ce frumos a cântat Adeluța! Sunt atât de fericită! A, ce frumos! Am sufletul plin de fericire! Ia, ia! Opa! Întrebați-mă, de ce? E un titlu? Nu, întreabă-mă, de ce? Te întreb, de ce? Pentru că sunt împreună cu voi, aici la emisiunea Badaba, nu? Și pentru că voi sunteți foarte drăguți, înțelegi? Ai nevoie de noi, neperi. Și mai întreabă-mă, și mai de ce? Și mai de ce, și mai de ce? Pentru că diseară vine Moș Nicolae. La tine a spus că nu vine, nici la el, nici la tine, că n-ați fost cu mine. E, află că eu am fost cea mai cuminte din lume, cum ți-am spus la începutul emisiunii. Și la mine o să vină Moș Nicolae. Și o să îmi pregătesc ghetuțele, o să... Știi că mi-am cumpărat cremă de ghete? Nu mă interesează o veste asta. Dar nu, lasă, stai jos, ia stai jos. Stai jos, la comanda mea stai jos. Stai jos, ia stai jos frumos și tu, Daniel. Undeva aici lângă mine, aici lângă mine, aici lângă mine. Mi-am cumpărat cremă de ghete și o să-mi fac ghetuțele cu cremă, cred că preț de vreo oră, ca să le pun în geam și să sclipească. Zici, perfect. Ce vrei să faci acum? Păi sunt fericită că a venit iarna. Așa, că a venit zăpada, că a venit la decembrie, că primim cadouri. Și o să vină atâția moși peste noi, dar până una alta eu vreau să vă fac acest cadou, un cântecel de iarnă, muzica și versurile Gheorghe Gheorghiu, care se numește chiar așa, A venit iarna. Moșu.